Hai să spun și de ce insisti. Ești născută în Turda? Da. Și locuiești în Satul Mare? Nu, tot în Turda. Da? Hai. Eu sunt născut în Satul Mare și locuiesc în Turda. Deci credeam că este. Ia spune ce... Ce noi ne-ai spus? Cam despre lucrări. Cam despre ce fac eu. Am terminat liceul de arte plastice în Satul Mare. Și am continuat la facultate în Cluj. Unde am făcut grafica la Cluj, zic. Și am mers pe grafică. Ce urmează? Că până acum urmează masterat. Așa, și după aceea? Urmează masterat. Găsiți un atelier pe Costa de Azur? Da, undeva așa, în Franța, nu știu. Lângă Mihaela Rădulescu sau mai încolo? Nu, mai încolo. Bun. Așa. Hai să smulg o promisiune. Da. Când o să ai prima expoziție personală în Turda, mă inviți? Da. Mulțumesc. În numele celor care citesc blogul de la Artic Turdeanu, mulțumesc frumos. Și succes mai departe. Mulțumesc. Francez, ia un proverb. Telpert. Traducerea românească. Cum uitat așa e și ficiorul. În cazul ăsta, fata. Apoi, să rămână. Da.